Uitați cum s-au aprins luminița de ca de Crăciun. Ia să stingem lumina. Vedeți, pulsează. Oh my God. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la un nou unboxing. De data asta, mamă, și aștept asta de ceva timp. Am luat tastatura asta de la Logitech. MX Keys for Mac, cumpărată, da, niciun caz sponsorizare, nu vă gândiți vreodată că până la vreo 5-10 mii de abonați am să am ceva sponsorizat decât de voi. Eu aici folosesc de vreo săptămână o tastatură împrumutată și se cheamă Logitech Craft. Am luat-o, am acceptat-o de fapt, fiindcă avea chestia asta. Și ia auziți. E fain, poți să dai volumul mai încet, mai tare, nu știu cum. Mie îmi trebuie pentru editing. Și am zis că asta poate să fie foarte tare, poți să dau scrubbing, poate, foaie leu ce o să fie. Și când colo este compatibilă cu Mac, merge, i-am instalat și softul, dar nu dovedește. Nu are funcția aia pe care a promis-o Logitech să o aibă pentru Mac. Tastatura asta a costat 418 RON. Am arsură de inimă numai când spun asta. Și era și la reducere. Deci ea e vreo 500 sau ceva. Spre deosebire de Craft, care nu știu dacă se mai produce, dar în momentul când a apărut era vreo 685 sau 800 ceva obscen. Deci nu vreau să mă gândesc. Haideți să vedem de ce am dat atât pe tastatura asta. Ok, primul lucru, scăpăm de asta și aducem asta în față. ASMR. Doamne, ce urăsc. Deci ce urăsc mizeria asta de ASMR. Un păr, puneți dorințe. Scarbas. Așa. De unde se deschide? Da, nu vrea să revin. Tadam. Mai trasti tirbușon. Este ceva ce acest tirbușon nu poate să desfacă. Ok. MX Keys Logitech. Bărbații, nu citesc instrucțiuni, bărbații știu instrucțiuni. Oh my God, it's so small. That's what she said. Băi, e grea. MX Master 3 for Mac. Și asta e vreo 400 și ceva de ron. Posibil că să mi-l iau la un moment dat ca să completez kitul, dar nu acum. Nice. Bă, dar e grea. E grea, dar e nice. Am nevoie neapărat de un iPhone cu wide-angle lens. Înainte să vedem ce e în cutie, hai să comparăm puțin dimensiunile cu cea veche. Cam același lucru. Avem un safir. Așa, deci cam același lucru ca mărime, nu diferă prea mult. Dacă o pun deasupra, e puțin, că e și ea se... Ok, scăpăm de tot de asta. Aducem cutia în față și aici găsim asta. Dar nu-l vom folosi, fiindcă nu vreau să-mi ocupe loc în acest doc frumos. Așa, ce am mai găsit aici este... Musafirul, cablul USB-C cu care pot încărca tastatura. Nu mânca, te rog, scociul. Nu mânca. Slavă cerului că am un USB-C aici, clipul cu docul și cu Mac Mini îl pute. Aici este evident portul ei de încărcare și de aici îi dăm drumul, așa că hai să vedem dacă recunoaște Mac-ul. Mă rog, dacă o recunoaște Mac-ul. Luminița de Crăciun, uitați ce drăguț e. Yeah. Și mai ales cu Control, Option și Command aici, special pentru Mac. Oh my God, so cute, you guys. Și avem contact. Ia să-i dăm pe Connect, dar OCD-ul meu, stați că nu mă lasă să-i dau Connect din prima, deci voi face așa. Și acum îi voi da Connect. A mers, avem contact. Ok, totul merge, totul e cum trebuie. Toate beculețele sunt aprinse. Așa, una dintre cele mai importante feature-uri pe care le are tastatura este posibilitatea de a avea mai multe profiluri conectate la mai multe sisteme de operare. De exemplu, dacă am ăsta, apăs pe profilul 1, dacă am un Mac pe 2, 3 și așa mai departe. Altă chestie super, super mega tare care îmi place la ea este asta. Are senzor de proximitate. Efectiv, când iei mâinile, la un moment dat se va stinge, dar e de ajuns să apropii mâna și gata. Ok, putem închide complet sau deschide la maximum. Uite, fână e aici. Mai e aici o șmecherie.
Avem screenshot, de aici îmi place că poți bloca Mac-ul. Eu am să-i dau la Desoft, nu are rost să mai arăt asta. Și la tastat, cum se aude, cum se simte? Deja sunt foarte mulțumit de ea, fiindcă știu cum se simțea cealaltă și asta se simte mult mai bine. Textura tastelor, sunetul este sublim. Hai să nu exagerăm, este foarte bun. Poate pe mulți dintre voi nu v-ar determina atât de mult să dați ideea de a da atât de mulți bani pe o tastatură nu cred că determină pe mulți să cumpere o tastatură de genul ăsta. Dar forma efectivă a tastelor poate părea ciudată pentru unii, dar credeți-mă că se simte foarte bine. Tot build-ul ei, toată construcția se simte de calitate, se simte foarte bine și îmi place. Am ales versiunea Space Gray față de asta, care este de un fel mai, nu știu, dar mult mai ciudat, care nu mă încântă atât de mult. Bineînțeles că nu regret că am dat banii, fiindcă o folosesc pentru editing, încerc să-mi producă ceva și în al doilea rând eu nu încerc să gândesc în bani. Poate sună ciudat, dar bear with me, încerc să gândesc în timp. De exemplu, cât timp îmi trebuie să cumpăr tastatura asta? Să economisesc o lună? Să economisesc 2 luni? 3 luni? Și așa mai departe. Eu cel puțin așa văd lucrurile. Poate pentru mulți 500 de ron sau la cât o mai prinzi sună mult, dar dacă stai și împarți la o lună, două, de fapt la 2-3 luni, parcă începe să nu sune atât de mult. Plus că odată o iei. Și atât. Nu încerc să o vând, spun cum gândesc eu, efectiv. Deci, dacă aș recomanda tastatura asta, e simplu. Ai destui bani și ai putea să te desparți de ei ușor, fără să regreți, atunci, da, o recomand. Dacă nu, ia-ți ceva mai ieftin care merge oricum. Cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru participare și nu uitați că la 1 milion de abonați, la 1000 de abonați, dau acest Xbox Serie S la un giveaway. Deci numai bine. Așa că apăsați pe clonțopel, pe share, pe subscribe, pe like și lăsați un comentariu să ajutăm algoritmul. Numai bine. Atât.